140.000 de școlari și preșcolari încep pe data de 9 septembrie noul an școlar 2019-2020 în județul Călăraș. Prefectul județului Călăraș, George Iacob, alături de inspectorul școlar general Elena Mihăilescu, au prezentat situația existentă în momentul de față în unitățile de învățământ călărășene. S-a vorbit despre autorizații, programe guvernamentale, premierea elevilor care au obținut nota 10 la bacalaureat și evaluarea națională, dar și despre unitățile de învățământ care nu își vor deschide porțile pe 9 septembrie. La nivelul județului Călăraș există două unități de învățământ, la Luica și Ileana, unde începerea anului școlar a fost amânată cu o săptămână pentru finalizarea lucrărilor. În ultima perioadă, grija unor instituții, da, și mă refer la inspectoratul școlar, la instituția prefectului, colegii de la inspectoratul pentru situații de urgență, colegii de la Direcția de Sănătate Publică, colegii de la poliție, avem ca principal obiectiv pregătirea anului școlar. Ca atare, în ultimile 2-3 săptămâni au fost echipe mixte care au ajuns la fiecare unitate de învățământ din județ pentru a vedea stadiul în care ele sunt pregătite pentru a primi elevii în nou an școlar. Ca atare, atât eu cât și doamna inspector general și colegi de-ai mei și de-ai dânsei am făcut parte din comisii mixte în județ. Parte din lucrurile pe care le-am văzut, sincer, mie mi-au plăcut. Dar mai o parte. O parte încă sunt nerezolvate. Iar cu părere de rău trebuie să spun că într-o localitate școala nu va începe de luni. Lucrările nu sunt finalizate. Ca atare, pentru că regulamentul permite, decizia a fost de amânarea cursurilor cu o săptămână. Sperăm ca după această săptămână să poată elevii să poată intra în unitățile de învățământ. Am mai constatat și un alt lucru. Așa cum cunoaștem, omul sfințește locul. Acolo unde autoritățile locale și-au dorit să aibă grădinița și școala așa cum își doresc, adică la un nivel european, acei oameni au și reușit. Au reușit în timp și nu dintr-o dată. Au reușit pentru că și-au dorit și au accesat programele naționale PNDL 1 și PNDL 2. Cu siguranță nu sunt programe ușoare și nu au fost programe ușoare sau doar printr-o simplă cerere am și obținut toate aceste sume. Lucrurile au fost așa cum au fost, dar în final cine a avut de câștigat? Cei curajoși, cei care și-au dorit mai mult. Bine ar fi fost ca aceste programe să existe mai de mult și astfel n-am mai fi avut aceste probleme. Mai sunt încă școli care nu au primit ASF-ul, mai sunt școli care încă mai au mici probleme. Ele sunt în rezolvare a lor, dar și cu noi în spate sau urmărindu-i monitorizându-i aproape permanent, sperăm ca lucrurile să se rezolve. De astăzi pe mâine, minunii nu se mai pot face. Cam aceasta este evaluarea. În acest sens am cooptat-o, ca de fiecare dată, pe un subiect de învățământ, pe doamna inspector general Elena Mihăilescu, să vă spunem dumneavoastră pentru a difuza care ne este situația în întreg județ. Pentru că pe unii interesează doar școala pe care o frecventează copilul, iar dumneavoastră împărtășiți informația generală în tot județul.
ca atare, urcat-o pe doamna inspector general, să facă o evaluare în ceea ce privește spațiile de învățământ în județul Călăraș. Repet, au fost sume importante care au intrat în județul Călăraș, atât pe grupuri sanitare, PNDL 1, PNDL 2, burse și multe alte lucruri pe care doamna inspector general vi le pune la dispoziție toate aceste informații. Doamna inspector general, vă rog. Mulțumesc, domnule prefect. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați răspuns invitației noastre, astfel încât, în contextul proximității debutului cursurilor în anul școlar 2019-2020, să putem efectua o corectă informare a celor interesați cu privire la stadiul de pregătire a unităților de învățământ în vederea desfășurării în condiții optime a procesului instructiv-educativ, atât din punct de vedere al infrastructurii, evident al condițiilor igienico-sanitare, dar și de securitate la incendiu, însă și în ceea ce privește încadrarea cu personal didactic. Așa cum vă spunea și domnul prefect anterior, în luna august s-au desfășurat ample activități de monitorizare a stadiului de pregătire a unităților de învățământ pentru începerea noului an școlar și vă voi prezenta informațiile așa cum le-am centralizat la acest moment, nu numai în urma verificărilor pe care echipele mixte le-au efectuat în toate unitățile de învățământ din județ, dar și în urma centralizării datelor pe care unitățile de învățământ le transmit inspectoratului școlar săptămânal și în urma întâlnirilor de lucru cu directorii unităților de învățământ. Și așa cum probabil unii dintre dumneavoastră ați aflat, chiar ieri am avut o întâlnire de lucru cu toți directorii și directorii ajunși din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Călăraș pentru a stabili ultimele măsuri ce se impun în vederea organizării debutului anului școlar în condiții optime. La această întâlnire au participat și reprezentanții ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei din Călăraș, a Inspectoratului de Poliție Județean și a Inspectoratului de Jandarmi Județean, astfel încât reprezentanții acestor instituții au consiliat, cum o fac de fiecare dată și nu doar la începutul anului școlar, directorii unităților de învățământ cu privire la măsurile pe care aceștia trebuie să le întreprindă în vederea securizării clădirilor unități de învățământ pentru asigurarea condițiilor optime pentru preșcolari, elevi, dar și pentru personalul care funcționează la nivelul școlilor. În urma verificării tuturor aspectelor ce țin de asigurarea condițiilor în unitățile de învățământ, s-a constatat că în toate unitățile de învățământ, în perioada vacanței de vară, s-au efectuat lucrări de reparații, de igienizare, dar am constatat cu bucurie, să zic așa, că există multe clădiri ale unităților de învățământ care se află în reabilitare completă. Și ne referim aici la reabilitarea clădirilor prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Iar dacă ne raportăm numai la anul 2019, în județul Călăraș au intrat în reabilitare, în cadrul acestui program, 41 de structuri ale unităților de învățământ, dintre care 11 sunt deja finalizate, iar celelalte se află în diverse stadii de execuție. De asemenea, este bine să menționăm că investiții se realizează la nivelul județului și în ceea ce privește construcțiile noi de unități de învățământ. Iar referitor la acest aspect, putem preciza că la nivelul județului sunt 6 construcții noi de grădiniță
prin programul de reformă a educației timpurii, finanțat de Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Una dintre ele deja este finalizată, este vorba de grădinița cu program normal de la Chirnoci, iar celelalte 5 sunt în diverse stadii de execuție. În ceea ce privește autorizarea unităților de învățământ, autorizare la securitate, la incendiu și autorizare sanitară de funcționare, din cele 93 de unități de învățământ cu personalitate juridică din județul Călăraș, 21 de unități de învățământ încă nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Trebuie însă să fac precizarea că s-au autorizat în ultima perioadă din ce în ce mai multe unități de învățământ, însă unitatea de învățământ se consideră autorizată atunci când toate structurile unității cu personalitate juridică dețin această autorizație. În ceea ce privește autorizațiile sanitare de funcționare, din totalul de 93 de unități de învățământ cu personalitate juridică, mai sunt 9 unități de învățământ care nu dețin această autorizație, iar printre cauzele care m-au condus la lipsa acestor autorizații, aș enumera lipsa racordării la apa curentă, grupurile sanitare care se află în exteriorul clădirilor, faptul că, așa cum v-am menționat anterior, foarte multe dintre ele se află în reabilitare și urmează la finalizarea lucrărilor să-și obțină aceste autorizații. Discutam despre una dintre cauzele care a condus la lipsa obținerii de către unitățile de învățământ autorizației sanitare de funcționare și anume faptul că grupurile sanitare se află în exteriorul clădirilor. Mai există, da, în acest moment, la nivelul județului Călăraș, în jur de 29 de structuri ale unităților de învățământ care au aceste grupuri sanitare în exteriorul clădirii, cu precizarea că 12 dintre ele sunt racordate la rețeaua de apă și au fosă septică, iar celelalte, din păcate, încă sunt de tip latrină. Totuși, se depun eforturi deosebite în acest sens, atât de către autoritățile locale, cât și de către Guvernul României. Și trebuie menționat că 7 dintre unitățile de învățământ din județ au beneficiat în această perioadă de sume alocate de la Guvernul României prin hotărârea de guvern numărul 363 din 2019 în vederea reabilitării acestor grupuri sanitare neconforme. Două dintre ele deja au fost finalizate, iar celelalte 5 sunt în curs de execuție. Suma totală alocată la nivelul județului pentru aceste 7 unități de învățământ fiind de 432.000 lei. Este adevărat, așa cum s-a precizat și anterior de către domnul prefect, că nu în toate unitățile de învățământ se asigură, ca să spun așa, condițiile optime, condițiile pe care cu siguranță ni le dorim cu toții pentru elevii noștri. Însă s-au făcut eforturi deosebite în ultimii ani, atât de către autoritățile locale, de către directorii unităților de învățământ și de la an la altul a scăzut numărul unităților care nu dețin autorizațiile de funcționare, a crescut numărul clădirilor reabilitate și sunt convinsă, având în vedere discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu primarii din județul Călăraș, că lucrurile vor sta din ce în ce mai bine de la un an la altul. Pentru că în debutul cu
cursurilor nu ar trebui să ne ducă cu gândul numai la asigurarea condițiilor de securitate și la condițiile sanitare, ci și la calitatea procesului instructiv educativ. Trebuie să fac precizarea că încă suntem în perioadă de mobilitate a personalului didactic. Chiar astăzi, la sediul Inspectoratului Școlar Județean, are loc ședința de repartizare pe posturile vacante sau temporar vacante de la nivelul județului a suplinitorilor calificați și necalificați care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor la nivelul județului în data de 4 septembrie. Din datele și din estimările pe care le avem până la acest moment, din totalul numărului de posturi didactice existente la nivelul județului Călăraș, aproximativ 3% vor fi ocupate de personal didactic necalificat. Nu este un procent care să ne bucure neapărat, însă constatăm o scădere față de anul anterior, când ponderea acestora era în jur de 4%. În continuare, în acest an școlar, în vederea stimulării elevilor pentru participare activă la actul didactic, dar și în vederea diminuării fenomenelor de absenteism și abandon școlar, continuă programele sociale finanțate de Guvernul României și aș menționa doar câteva dintre ele, și anume programul Bani de Liceu, prin care se oferă fiecărui beneficiar suma de 250 de lei lunar. Iar anul școlar anterior am avut la nivelul județului un număr de 483 de beneficiari. Programul Bursa Profesională, care oferă un cuantum de 200 de lei lunar fiecărui beneficiar. Programul Euro 200, menit să stimuleze achiziția de calculatoare pentru elevii școlilor noastre. Programul Rechizite Școlare, program în cadrul căruia la nivelul județului Călăraș anul acesta avem aproximativ 3800 de beneficiari și, desigur, programul pentru școli, programul Lapte și Corn. De asemenea, ar fi, în opinia mea, important de precizat că săptămâna viitoare va avea loc premierea candidaților elevi, evident, care au reușit să promoveze examenele naționale, respectiv evaluarea națională a absolvenților de clasa 8-a și examenul de bacalaureat național cu media 10. La nivelul județului Călăraș sunt 9 elevi care au obținut această performanță, 2 elevi care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și 7 elevi care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională. Aceștia vor fi premiați cu premii în bani oferite de Guvernul României, respectiv cu suma de 1000 de lei pentru cei care au obținut media 10 la evaluarea națională și 3000 de lei pentru candidații care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat național. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au depus eforturi considerabile în vederea debutului anului școlar în condițiile pe care ni le dorim cu toții.
directorilor unităților de învățământ, personalului didactic și nedidactic din unitățile de învățământ, părinților, elevilor, autorităților locale și îmi exprim speranța că eforturile noastre, ale tuturor, vor aduce în fiecare an rezultate mai bune, condiții mai bune pentru toți elevii călărășeni. Trebuie totodată să mulțumim și celor care s-au implicat, nu neapărat din partea cadrelor didactice pentru casă cu totul noastră, autoritățile locale, cât și părinții, pentru că nu într-un singur loc am văzut părinți implicându-se în igienizarea unităților de învățământ. Tot la capitolul mulțumire ar intra și acțiunea Crucii Roșii prin Aura Giurcă la nivelul județului Călăraș. Unitățile de învățământ sunt alocate 110 boilere care vor intra în perioada următoare în unitățile de învățământ, acolo unde este cazul. Număr de 46 deja au fost repartizate, urmează restul să ajungă în unitățile de învățământ. Ca atare, s-au implicat și au făcut o treabă foarte bună. Cu siguranță, când veți merge prin județ, veți observa că totuși sunt unele unități de învățământ în diferite faze de execuție și se vor întreba unde învață copiii. Ca atare, directorii de unități au organizat învățământul în... Da, dacă îmi permiteți, domnul prefect, cu excepția celor două situații pe care le-ați menționat la începutul intervenției dumneavoastră, situații în care, datorită faptului că lucrările de reabilitare ale clădirilor nu s-au finalizat și nu s-au identificat soluții pentru relocarea elevilor, astfel încât, evident, în cadrul legal, conform regulamentului, s-a decis amânarea începerii anului școlar cu o săptămână și, desigur, s-a informat și Ministerul Educației Naționale în acest sens. În toate celelalte unități de învățământ în care se execută lucrări de reabilitare s-au identificat soluții pentru relocarea elevilor. În alte structuri ale unităților de învățământ respective, prin modificarea programului cursurilor, se învață în două schimburi în aceste unități de învățământ, astfel încât cursurile să înceapă pe 9 septembrie și să nu existe decalaje și să nu existe apoi supraaglomerări în programul școlilor pentru recuperarea orelor. Cu siguranță sunt sau pot fi informații utile pentru călărășeni și ne dorim să ajungă la fiecare dintre ei. În celelalte situații în care PNDL-ul continuă în unitățile de învățământ, vor avea parte și de monitorizarea noastră pentru a se înscrie în graficul pe care dânșii și l-au asumat. Este regretabil că lucrurile au ajuns în această formă și ele nu au fost fructificate la maxim într-o perioadă anume, dar este bine că se întâmplă că s-au apucat de aceste reabilitări autoritățile locale. Da, ne-am fi dorit ca în acest moment să fie toate apte de a începe. Dacă nu s-a putut, pentru că au fost tot felul de contestații, tot felul de etape legale, alții s-au folosit de ele ca și tertipuri, suntem în această situație. Cu siguranță vor fi rezolvate, iar alte lucruri sau unele unități nu vor obține ASF-ul. Din cele declarate de primar sau de viceprimar, au spus în felul următor, domnule prefect, la anul deja nu vom mai avea copii pentru grădiniță. Credeți că mai are rost să mai investim atâta într-un spațiu care nu va mai fi folosit? Nu știu să le răspund, dar întrebarea asta este fix decizia dânșilor ce fac cu acel spațiu. Dar, într-adevăr, ar fi o problemă.
Rămâne să constatăm împreună dacă vor mai investi în astfel de spații sau le vor găsi o altă utilitate. Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră... La ce unități școlare preferiți mai exact, îmi spuneți, îmi vor începe? Unde vă începe? Este vorba despre școala gimnazială numărul 1 Luica și grădinița cu program numărul 1 Luica, iar în comuna Ileana, grădinița cu program normal numărul 2. Câți elevi școlari și preșcolari avem scriși pentru noul an de învățământ? Avem la nivelul județului și fac precizarea că este o estimare la acest moment, pentru că în luna octombrie vom ști exact care este numărul preșcolarilor și elevilor după ce unitățile de învățământ vor introduce toate aceste date în sistemul informatic. Avem aproximativ 41.000 de preșcolari și elevi la nivelul județului Călăraș. Știu că foarte mulți elevi au ales să continue cursurile în alte județe. Cel puțin după evaluarea națională au fost care au decis să continue liceul în altă parte. Bun. Voiam să vă întreb, au existat sau există situații în care anumite clase au fost închise sau anumite unități de învățământ au avut de suferit din cauza scăderii numărului de elevi? Se pune problema dacă anumite clase au fost închise sau nu. Fiecare an noi proiectăm un plan de școlarizare pentru anul școlar următor. Evident, bazându-ne pe datele statistice pe care le avem în ceea ce privește numărul absolvenților de clasa 8-a în fiecare an și în urma statisticilor pe care le avem din ultimii ani cu privire la fluctuația elevilor în alte județe. Tendința este cam în fiecare an de migrare a elevilor de clasa 8-a, fie în alte județe, fie în străinătate, cam în jur de 400 de elevi. Întotdeauna ne proiectăm planul de școlarizare ținând cont de toate aceste date și o facem în mod optimist. Deci nu e vorba de închidere de clase, pentru că noi aici ne referim la practic unde ar putea apărea, eu știu, ca să zic, probleme, la clasa pregătitoare sau la clasa a noua. Pentru clasa pregătitoare noi avem evidențele preșcolarilor, da, înscriși în grădinițe, iar pentru clasa a opta, reținând cont de toate aceste statistici pe care noi le efectuăm în fiecare an, ne proiectăm un plan de școlarizare optimist, dar realist în același timp, astfel încât să asigurăm numărul necesar de locuri în învățământul liceal și profesional pentru toți absolvenții clasei a 8-a din județul Călăraș și pentru absolvenții clasei a 8-a din alte județe care doresc să se înscrie în județul nostru. Niciodată nu s-a pus problema de a nu exista locuri suficiente pentru toți absolvenții clasei a 8-a, iar referitor la planul de școlarizare pentru anul 2019-2020, la clasa a 9-a, vă pot spune la acest moment că este realizat în proporție de 98%. Dar, repet, asta nu înseamnă că s-au desființat clase, înseamnă că noi ne-am luat o marjă, astfel încât dacă, eu știu, tendința creșterii numărului elevilor care vin din alte județe la noi, da? Dacă există această tendință sau dacă există tendința ca numărul elevilor care pleacă de la noi în județ să fie mai mic, atunci să asigurăm numărul necesar de locuri pentru toți absolvenții clasei a 8-a și să asigurăm școlarizarea obligatorie a acestora în învățământul liceal și în cel profesional. Reprezentanții sindicaliștilor spuneau că va fi o problemă odată cu blocarea posturilor în învățământ, mai ales în unitățile școlare unde există un post pentru șoferul de microbuz, un post pentru secretar. Ce vei face dacă acel post rămâne neocupat? Cum vei angaja în locul lui? Ați identificat probleme sau În primul rând, sigur. În primul rând aș vrea să fac o precizare. Nu este vorba de blocare a posturilor. Există o prevedere clară a Ordonanței de Urgență 114 referitoare la
reglementarea modalității de realizare a încadrării cu personal, nu numai la nivelul unităților de învățământ, ci la nivelul tuturor unităților din sistemul de stat. Și anume, încadrarea cu personal se face în limitele cheltuielilor de personal alocate de ordonatorii de credite. Deci, practic, eforturile unităților de învățământ, da, pentru că doar la ele pot să fac referire acum, trebuie să se îndrepte către încadrarea în buget. Este adevărat că am fost informată și cunosc aceste probleme pe care și dumneavoastră le-ați menționat anterior, referitoare la unități de învățământ, și vorbim aici de unități de învățământ din mediul rural, care au un număr mic de elevi și preșcolari și al căror buget, evident, este redus. Vă pot spune că am încercat chiar în perioada acestei vacanțe să identificăm soluții pentru a rezolva problemele stringente. Am reușit să rezolvăm o parte din ele prin realocări bugetare de la alte unități de învățământ care aveau excedent. Urmează să vedem în ultimul trimestru al anului ce soluții vom mai identifica. O ultimă întrebare din partea mea. Ce se va întâmpla cu acele posturi de director care nu au fost ocupate în urma concursului? În legătură cu posturile de directori neocupate în urma concursului, și o să fac precizarea că ultimul concurs pentru ocuparea posturilor a fost în iulie 2017. Posturile rămase neocupate la concurs se ocupă prin detașare în interesul învățământului pe o perioadă de un an școlar, conform unei proceduri pe care noi am stabilit-o conform reglementărilor în vigoare. Și dacă ați urmărit pe site-ul Inspectoratului Școlar, chiar în luna august am organizat această selecție, am publicat toate posturile vacante, am organizat selecția pentru ocuparea acestor posturi de directori sau directori adjuncți. Este adevărat că nu pentru toate aceste posturi s-au prezentat candidați, însă am reușit să ulterior să identificăm colegi de-ai noștri din unitățile de învățământ și să asigurăm ocuparea acestor posturi, cel puțin a posturilor de directori din toate unitățile de învățământ. Mai avem la nivelul județului, cred că, 3 posturi de director adjunct rămase neocupate, pentru care nu s-a înscris nimeni și nici nu am identificat soluții momentan.